Salutare, oameni buni, și bine ați venit într-un nou gameplay. Astăzi voi juca un joc foarte incredibil, cu un peisaj nemai întâlnit în niciunul dintre gameplay-urile trecute. Vedeți ce casă minunată. Numai că noi nu ne putem mișca. Aha, Anna, my love. Da, ce vrea să spună oare tipul ăsta? I hoped I had forgotten you forever and ever. No. Și de ce nu ne putem mișca? Suntem paralizați aici pe iarbă? Nu, suntem prea șmecheri ca să ne mișcăm. Da. Dar putem sări, uite, acum ne putem mișca. Ne-a dat drumul. Ne orientăm spre vest. Apoi direct spre vest o luăm. Aici. Tu nu știi unde e vestul. Ba, știu foarte bine, dar aici mă apare ceva roșu. Oare ce vrea să însemne asta, roșu? Stai. Use, examine, pick up, use. Bine, nimica, pick up. Hai mă, dă-i pick up. I cannot get that. Da. Atunci pentru ce mă apare pick up? Bă, dacă nu poți să iei ceva sub la ce strabă. Au vrut să te deruteze, ce știi tu? Ei bine, nu au reușit. Hai să intrăm în casa asta. A, dacă am putea intra, fără să ne tot dăm de așternut ăsta, ar fi bine. Hai. Aici nu arată nimic. You speak up, nimic. Pentru că nici măcar nu există ușă. E ceva bardat, vede? Atunci o să examinăm. It's the main door to the sawmill. Da. It's shut. Bine. Nimic mai incredibil decât asta. Numai lacul ăsta. Da. Atunci trebuie să facem o baie pe aici. Hai să vedem, examinăm întâi. The water is dark and murky. Murky, pardon. The bottom of the pond is even visible. Da. Și pentru ce au făcut aici niște garduri? De fapt, asta este curtea unui om. Avem aici niște lemne tăiate, care sunt tătuși albe. Ce logică are asta? Foarte multă. Da. Apoi nu putem nici sări, nici prin nu putem băga, dar totuși putem examina locul. Totuși trebuie să existe ceva de cățărat aici, bănuiesc. Dacă nu putem bate la ușă, trebuie să găsim altă cale. Prin ce parte să o iau? Aha, natura, da. Oare putem sparge copacul ăsta? Uite, aici scrie ceva pe creangă, mă. Am găsit o creangă. Use wooden branch. It seems durable. Pick up. Direct am luat ceva cu noi. Poate cu o ramură de copac o să putem face multe în jocul ăsta, nu? Probabil. Așa mă gândeam și eu. Ah. Aici e ceva tufiș. No, bine, o să ne strecurăm prin tufișul ăsta. Dar totuși asta o putem lua. Da, barred window. Ia stai puțin. Acolo e ceva semn. Sus. Ce-i cu semnul ăsta? Examine. A magnified carving. Dar păi da, cine naiba mai înțelege limba asta? Bine. Atunci ne vom căra de aici. Să vedem dacă putem deschide ușa asta cu ramura de copac. Use. It won't budge. Da. Exact cum scrie în orice scenariu eșuat. No. Am unul mai vrei să uși scările. Dar apoi nici nu mai nimerește. Vedeți? Așa, cum o nimerit. Pick up. Se pare că am putut-o lua. Hai să mai luăm încă o dată creanga. Pentru că i-am dat drumul de prima dată. M-am gândit că nu o să fie folositoare. Dar totuși poate facem aici un foc cu o piatră și un... Da, niște roci asortate. Dacă s-a asortat înseamnă că... Da, bine, I cannot get that. Da. Bine, și ce-i cu asta?
Da, un perete, desigur. Aici e ceva care blochează intrarea. Și mai este încă ceva pe jos acolo, zici că e ceva căcat. De fapt, banul chiar îi. Vai, dar câtă inteligență! Uite, putem lua fiecare pietricică din asta mică. O putem lua. O te ne folosește la ceva, cine știe ce. Ia să vedem, avem și un inventar. De pe care ar trebui să fie inventorii, uite aici. Avem și un telefon, uite aici. Mobile phone. Na bun. Și un cuțit și... Da. Aha. Și o brichetă. Astea cred că ne vor folosi foarte mult la deschiderea ușii. Hai să vedem dacă îi dăm foc la ușă. Use. Da. Dacă nu-i dăm foc la ușă, ce se întâmplă? Ia. Și asta. Jotar. Da. Ar trebui să fie foarte simplu de deschis o ușă, dar nu-i. Atunci putem face ceva cu cuțitul ăla care l-avem în buzunar. Closable hunting knife. Da, așa mă gândeam și eu. Ia uitați. Vedeți ce logică. Vrem să intrăm în râul ăsta foarte fain. De ce nu putem? Chiar îmi place în apă, hai. Ești nebun? E cu tremur la Brașov. Ah, de ce nu putem intra în apă? Îmi place, tu ești relaxat, dar la mine e cu tremur, știi, și eu nu am nicio grijă. Nu se poate întâmpla nimica mai rău decât s-a întâmplat până acum. Da, îmi cade ceva în cap, dar nu-i bai, eu stau pe Skype. Dar dacă s-ar opri... Bă, opriți cu tremurul! Vorbesc serios? Vorbesc serios! Dar nu cred. Dar pe bune că vorbesc serios. Dar n-am auzit nimic. O să auzi mâine la știri. Și o să nu mă cred. Nu mai crezi? Îți dau un piede cu tremur. Bine, dacă așa spui tu.
Vrem să intrăm în râul ăsta foarte fain. De ce nu putem? Chiar îmi place în apă, hai. Ești nebun? E cu tremur la Brașov. Ah, de ce nu putem intra în apă? Îmi place, tu ești relaxat, dar la mine e cu tremur, știi? Și eu nu am nicio grijă. Nu se poate întâmpla nimic mai rău decât s-a întâmplat până acum. Da, îmi cade ceva în cap, dar nu-i bai, eu stau pe Skype. Dar dacă s-ar opri... Bă, opriți cu tremurul! Vorbesc serios? Vorbesc serios! Dar nu cred! Dar pe bune că vorbesc serios! Dar n-am auzit nimic! O să auzi mâine la știri! Și o să mă cred! Nu mai crezi! Dar dau-mi chestii cu tremur! Bine, dacă așa spui tu... Bine că nu era maică-mea pe aici, că o auzeai cum avea o criză! Vai. Numai de astea să nu văd. Nu să nu vezi.